Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod cu Minecraft Survival pe canalul Senka Games. Haideți vă arăt ce s-a întâmplat aici. După cum vedeți, a fost un creeper pe aici, a trecut un creeper pe la mine și mi-a explodat puțin căsuța, bineînțeles, și un Ditmai Crater aici, dar ăsta l-am astupat eu și aici am lăsat că am zis să vă arăt. Și oricum, sincer să fiu, uite un purcel. Piggy, ce fă aici? Și oricum spuneam eu că vreau să-mi construiesc o altă căsuță. Am făcut acolo un proiect, am intrat pe creativ și acolo mi-am încercat eu un proiect de căsuță și îmi place ce a ieșit. Așa că o să-l vedeți cât de curând transformat pe seria noastră de Survivor. Dar mai întâi de toate, asta aici ce e tot o regulă? No, fuck! Iar am uitat că am ghetele astea de... Trebuie să spargem apa aici. Stai mă, că avem și noi portiță, dar nu mai știu unde am lăsat pe aici. Așa, mă. A spus acolo cineva în comentariu că... Să fac un pătrat așa de de 4 cuburi. Deci 2 pe 2, știi? Un pătrat de 2 pe 2 cuburi și să pun apă în fiecare colț al acestui pătrat și o să avem apă infinită. Ei bine, am încercat undeva acolo jos și se pare că așa e, ați avut dreptate. Și iarăși o chestie, să vă spun sincer, cred că o să mă mut, nu prea mai îmi place zona asta. Aș vrea să găsesc un sătuc. Aș vrea să găsesc și un sat cu... Un sat. Și să mă stabilesc și eu lângă. Băieți, răi pe aici? Uite, acolo jos am făcut, după cum v-am spus, am făcut eu această încercare, că am zis că să fiu aproape de apă, știi? Uite, aruncăm acolo și uite, dacă luăm, se pune înapoi, după cum ați văzut. What? Interesant. Bun, hai să pun cizmele înapoi. Astea de mers pe gheață, pentru că eu am plecat în explorare puțin. Nu mai știu exact în ce direcție am luat-o. Mi se pare că în direcția asta, dacă nu mă înșel. Și am descoperit ceva interesant. Mai exact... o zonă cu lavă. Doar că eu am fost pe timp de noapte și se vedea mult mai bine de la distanță, știi? Se vedea luminat. Practic așa am ajuns la ea, pentru că am văzut că se vede lumină și am zis, mă, ce e acolo? Și când m-am dus, erau... Să mai au și niște floricele din astea, pentru că, când o să-mi fac noua căsuță, o să vreau să... și niște frunze, bineînțeles. Când o să fac noua căsuță, o să vreau să-mi pun floricele așa frumos, să avem diversitate și diferite culori. Și de asta am zis, vreau să mai plec și să mai și explorez puțin zonele pe aici prin împrejurim, pentru că mai găsim și noi un alta. Uite mai aici în față, da. Deci aici e zona cu lavă și teoretic aici dacă aș pune apă ar trebui să se transforme în obsidian, nu? Aici am pus eu așa un pic din ăsta. Acum eu nu știu ce să zic și am târnăcop de diamant să putem să-l luăm. Hai să punem apă să vedem, sper să nu fac prostioare. Tura 2. Bă, cum să murgă idiotul? Hai să mergem din nou. Bun, hai să vedem de unde pun și eu. Ia, aici ar trebui să pot să pun, nu? Păi și nu s-a întâmplat nimic.
Oare e prea multă lavă? Ia-i să fac eu din asta aici. Să vedem. Una... Nu. Uite așa. Pun lava aici și după aia luăm apă, ia. Dar de ce? E obsidian sub. Oare s-a transformat, mă? Și... A, ba nu. Bun, hai să merg să iau niște apă acum, să vedem. Nu înțeleg cum se transformă asta. Lava. Oare trebuie să am mai multe găleți cu apă? Sau care-i șmecheria aia? Ah. A, trebuie doar asta, mă, care... Sau? Bă, hai că am făcut. Am făcut două, deci nu înțeleg care-i șmecheria. Am făcut două de obsidian. Cu ăsta de diamant se sparge, mă? Parcă da, așa ați zis, nu? Mamă, păi și cât îmi ia să sparg? Nu spune că n-am loc. N-am loc, bă. Hai să arunc săgeata. Să luăm obsidianul. Așa, mă, tăticu, și avem obsidianul. Oricum, eu am văzut că mai avem obsidian și acasă. Așa că e în regulă, știi? Probabil că nu din toată lava se transformă obsidian. Apar n-am. Bun, hai că... Am mai făcut? Hai să mai iau niște lavă acum. Ia mă, și dacă pun aici. Uite că acum a vrut. Cum n-a mai vrut? Hai să pun eu niște blocuri din astea. Bă, nu dau obsidian. Nu pot să pun! Păi și pot să iau obsidianul ăsta de aici? Sper să pot, să mi-l dea. Dar nu, hai să luăm pe ăsta mai întâi. Ah, fuck. Păi n-am făcut nimic. Că nu mi-l dă, vezi, trebuie să intru să... Am două bucăți, mai am acasă, v-am cu... Mama, aici ia niște obsidian, parcă. Nu știu câte îmi trebuie pentru portal. Obsidian 20 cu 2. 4. Bun, hai să dorm și o să vreau să merg să mai fac măcar două de obsidian. Ia să nu avem ceva urât pe aici pe afară. De creeper mi-e cel mai frică, pentru că ăia distrug pe aici, fac ravage. Aia e beleaua mea, știi? Din păcate mi-am distrus și, că am căzut în lavă, mi-am distrus și ghetele alea de mers pe gheață. Asta e nașpa. Pentru că mă învățasem cu ele și... Chiar m-a ajutat foarte mult, mai ales la explorar. La explorar m-a ajutat. Hai să iau și apă, dacă tot sunt în zona asta. Bă, nu trebuie să iau apă. Nu trebuie să iau apă. Las-o acolo, să curgă. Că mai întâi să iau lavă să pun în aia. Pătrățelul ăla ce l-am făcut eu acolo. Deci parcă s-ar funcționa și acolo, doar că trebuie să iau foarte multă apă, nu? Da, mă, ia, hai să încercăm altceva. Hai să încerc altceva. Ba, numai, hai să facem tot aici.
Doar că o să-l fac mai mare. Ca să intre mai multă lavă. Dar vezi că nu pot să-i de oriunde. Pot, a luat foc. Bă, am dat foc la... Nu știu dacă eu sau... sau a luat singur. Bun, hai să iau niște apă acum. Ce avem aici? Sursă de apă. A luat copăcii foc. Oh my god. Da, mă, hai că uite, merge. Și obținem obsidian. Așa, mă, tăticu. Hai să mai iau încă o dată. Ăla ce-i acolo? L-am văzut ceva negru acolo. Păi ajung din ăla. Bă, lasă-mă să-mi fac și o treabă aici. Da. Se pare că... Fac eu acum la obsidian de... Ah, de ce nu vrea? Mamă, cât obsidian facem aici. Ce ăsta am făcut aici? Bun, hai să luăm. Să luăm obsidianul ăsta pe care l-avem aici. Eu zic că e suficient, restul o să las așa, în caz că o să ne mai trebuiască pe viitor. O să vin să-l iau. Bă, dacă de greu să spargi ăsta și cu târnăcopul de diamant. Wow. Mai nu mai am loc. A, l-am lăsat obsidianul acasă și de asta. Și să arunc săgeata să nu... Să nu rămân fără obsidian, că asta mă întrebe. Dar oricum și văd că și ăsta are durabilitate foarte mare, pickaxe-ul de diamant. Bun, și acum practic suntem pregătiți pentru portal, nu? Așa, mă, tătic. Bun. Hai să mergem spre explorare. Să mergem să mai explorăm și noi una alta. V-am spus, aș vrea să mai găsesc și eu alte zone mai interesante. Deci, ce? Unde se duce? Nu știu unde se duce, dar se duce. Deci, niște floricele din astea aș vrea, dar n-am spațiu, mă. Am plecat și o în explorare. Uite, hai să aruncăm carne putrezită. Să luăm niște floricele din asta. Bă, nu e bine. Hai să merg să îngolesc ce am la mine. Și plecăm și noi în explorare mai... cu inventarul ceva mai gol, că... Dacă mai găsim ceva, nici nu am unde să le iau. Bun, mă duc să golesc asta în inventar și revin. Bun, haideți că am ajuns. Hai să depozitez și eu lucrurile. Depozităm aici lucrurile frumos și facem pregătirile pentru expediție. Uite, să lăsăm toate floricele aici pentru că să vreau, v-am spus, să am diversitate de plante. Semințele, bambusul, mâncarea o luăm la noi. Scândurile mai păstrez sau nu? Hai să le lăsăm aici. Așa, armura o să-l las, aur brut, hai să-l descărcăm aici, patul o să-l las, bețele și cu astea o să le las pentru că, na, poate avem nevoie, ce să vrem? Așa, hai să las și piatra asta aici, masa de craftat o iau cu mine, bun, hai să iau niște fier, lingou de fier m-ar interesa, uite așa frumos. Să ne mai facem și noi un topor, zic. Și o foarfecă. Hai să facem aici. Hai să topim niște... Ah, ba nu, că putem să facem direct. Bun, deci am zis un topor în prima fază să avem, pentru că ăsta e păducă.
Și ceva foarfecă. A, așa, mă, că în caz că mai avem nevoie de ceva, să mai fac și o găleată, mă, oare? Să avem la noi acolo. Să ce, mă, cazan. Hai să mai fac și o găleată, să o avem aici. Așa. Și hai să facem și niște torțe. Să avem, am făcut cam multe, dar ai, las-le aici. A, obsidianul să-l las. Nu plec cu el. Unde l-avem aici? Jos, nu? 4. Și cu 5 avem 9. Eu zic că sunt suficiente. Sincer să fiu, nu prea am idee cum se face. Mâncare avem. Avem 3 bucăți de cărniță de oaie. Aici mai avem ceva la copt. Uite, mai avem și un puiuț. Așa, un tăticu. Eu zic că suntem bine. A, știi ce să mai fac eu? Hai să mai fac eu și un scut. Scut, ce între scut? Pentru scut între scânduri. Păi nu avem noi scânduri. Unde le avem? Uite aici. Aut, 10 scânduri. Hai să facem și scutul. Că văd că și scutul e pe ducă. Al meu. Așa, mă, tăticu. Bun. Hai să lăsăm ăsta. Hai să lăsăm ingotul la loc. Să-mi pun asta pe mine. De ce nu avem armura pe mine? Așa. Bă, sapa, cred că o să o las, sincer să fiu. Hai să las sapa aici. Așa. Sabia mai las-o. Torțe, iar am făcut prea multe. Uite așa, hai să lăsăm doar 64. Ca să mai avem totuși loc și de ceva dacă găsim, știi? Să nu mă duc chiar cu inventarul full. Așa, mă, tată. Punem cărnița aici. Și punem sabia, o lăsăm aici. Așa, mă, cât e? Bă, nu o să mai plec pentru că, uite, în curând o să trească să dormim. Hai să tun și oițele un pic, dacă tot suntem. Mai fac și... A, nu așa! Mai fac și o roză de niște lână. M-am uitat ceva pe net cum să fac o hartă, dar nu știu dacă mă ajută harta. Uitați-vă câte găini avem. Ar trebui să intru puțin să le cam... Mai ușurăm din ele, că avem prea multe. Deja s-au mulțit foarte mult găinile. Și totodată mai facem și rost de mâncărică. Până vine noaptea. Și plecăm și noi cu mâncare pregătită la noi, cu tot. Așa, mă. Vino înapoi. Că dacă e ceva, mai mulțim. Câte avem? O să opresc decât două. Gata, astea două le-am oprit. Hai să luăm ouăle să le aruncăm, să le spargem. Ia uite că a mai ieșit un puișor. Așa, mă, tot. A mai ieșit unul. Și cu ocazia asta să mai mulțesc. Bun, hai să mă bag și eu la somn, că deja s-a întunecat. Dar încă nu vreau să mă bag la somn. Hai să pun eu mâncarea puțin aici, să facem găinuța. Și ce să pun, că nu am... Nu mai am cărbune, mă? Cremene. Dar n-aș lua scândurile. Hai să vedem, uite, lemn de ăsta, așa. Așa, hai să lăsăm astea, penele. Și cam atât deocamdată. Hai să punem aici să ne prăjească și nouă cărnița acolo. Să avem mâncare. Bun, hai să... Mai am ceva în inventar? Ce trebuie lăsat? Nu. Hai să mă bag să dorm. Pentru că nu vreau să fac nici alt punct de spawn. Hai să vedem cât s-a prăjit aici. Oho, 3 deja. Mamă, cât de repede se face la asta.
Bă, atât, suficient. Eu zic că suntem bine pe mâncare, nu? Hai, da, hai, să mergem. Bă, sincer să fiu, în direcția asta nu prea am luat-o. În partea asta, în spate. Hai să o luăm și în direcția asta. Uite încolo, hai să vedem, că se vede ceva interesant în partea aia. Hai să vedem ce e pe aici. Aici, după cum știți, jos am pus eu... Uite, iar băieți din aia răi. Mă, ăștia au din ăla outpost pe aici, pe aproape de noi, oare? Sau aia zvăcuțe? Ce sunt? Că nici nu-mi dau seama. A, e văcuță, mă. Aici e intrarea în peștera pe care am făcut-o eu. Asta e văcuță, mă. A, ok. Bun, deci hai că am zis în direcția asta, am văzut ceva pe aici interesant. Astea ce sunt, mă? Stalge sau ce sunt? E serio. O să iau din astea? Da. Bun, și ce fac cu algele? Cine știe ce fac cu algele? Om, câte plante din astea sunt submarine. Bă, trebuie sincer să fiu... Trebuie explorat și zona asta. Păcat că nu mai am zi acele ghete care îmi permiteau să merg pe apă. Bun, hai să iau în direcția... Ce direcție să iau? Nici nu știu. Să iau în partea. O să merg așa pe sub apă, că văd că merge mai repede. Nu știu ce să faci din alge. Ce poți să faci cu algele? Doar decor sau merge să faci altceva, probabil. Bă, ești la suprafață. Ia aer. Așa, poate găsim și noi, dar dacă eu merg prin apă, nu găsesc. Eu n-am șanse să găsesc. Imediat o să ies pe uscat. Coordonatele le am de ajuns către căsuță, dar zi, dacă nu am spawn-ul acolo, pot să mă omor și mă dau automat. Pentru că acum m-am învățat. Înainte, știți ce făceam? Făceam o mare prostie. Eu când venea noaptea, puneam patul și dormeam. E bine, de data asta nu o să mai fac așa. Pentru că... Dacă... Uite, acolo ce e oare? Dacă mor, o să mă dea unde am dormit. Ce e acolo oare? Sau e doar pământ? Gen o insulă. Uite, în partea aia o să merg. Uite unde l-a urât acolo. A, e doar zonă cu pământ. Bă, dar interesantă zona asta aici. A, astea tot alge sunt. A, mă gândeam că cine știe ce e, dar e doar o zonă cu pământ. Bun, hai să ieși eu pe uscat și să mergem în direcția aia. Uite, acolo pare a fi o peșteră aia. A, așa mă, tăticu, hai să ieșim. De cărbune, dar nu mai stau. Oh, fier! Fier, ăsta îl iau. Ăsta îl iau că avem nevoie de fier, oameni buni. Avem nevoie de fier. Aș vrea să-mi fac o fermă, dar nu știu cum să fac o fermă de fier. Dacă știți, v-aș ruga să lăsați acolo, să-mi scrieți un comentarii ce trebuie să fac, cum să fac. Dar în detaliu, pentru că, na, dacă eu nu știu ce și cum, mi-e mai greuț. Bă, știi ce? Hai să schimb eu pichex-ul cu ăsta de fier. Că să nu-l stric pe ăla de metal. De diamant. Ăla îl păstrăm în caz că găsim alte lucruri mai prețioase.
Și am mai explorăm și noi puțin, că acum cu mâncarea și cu astea ne-am cam aranjat, pot spune. Adică ați văzut, avem acolo ferma, ne ducem oricând scoatem cartofiorii, plus că avem foarte mulți pe stoc. Ați văzut câți cartofi avem acolo pe stoc. Acum tot ce rămâne e să mai explorăm și noi puțin zona. Zonele, de fapt, din jurul nostru, să vedem. Poate găsesc o zonă interesantă. Uite, și aia îmi place. Zona aia îmi place. Și să vă spun și de ce, pentru că e înconjurată de apă. Deci chiar îmi place. Poate o să vin aici. Și chiar îmi place cum arată. Ia să merg așa un pic. Dar de la distanță, insula asta îmi place la nebunie. O să o nivelez frumos eu. E ce cim? E peșteră oare? Și apare. Da, mă, e chiar interesantă. Pentru că vreau să-mi fac și un ponton. Mamă, cred că aici am fac baza, gata. Am zis că sar în apă, am sărit în... Uite, avem și pești, putem să... zi, să pescuim, dacă e ceva. Bă, da. Sincer, chiar îmi place. Nu e ea cine știe de... destul de mare. Op, aici ce, nu avem nimic. Dar e interesantă. Bun. F3. Pentru că vreau să fac o captură de ecran. Așa, mă, tăticu. Pentru că, sincer să fiu, chiar îmi place. Chiar îmi place zona. Aici pot să-mi fac un ponton, să-mi pun bărcuță frumos, exact cum vreau eu. Și destul de mare zona. Oricum o să o mai nivelez eu. S-o nivelez, nu s-o las așa. Dar e interesantă. Bun, hai să mergem în partea aia. Uite, avem și pești, putem să ne facem să pescuim. Dacă fac pontonul, putem să mergem și la pescuit după aia. Construiesc și bărcuță frumos. Aici uița neagră. Hai să-i luăm lână. Dăm oiță lâna ta. Lână neagră. Bun. Hai că am zis în zona asta să vedem ce e. Că ăsta e biom nou, nu? Nu știu exact cum se numesc toate, dar să cred că e savană ceva. Hai să mănânc și eu ceva. Suntem pe cartofi acum. Bă, chiar îmi place zona aia. Chiar interesant în mijloc acolo. Și pot spune că e și relativ aproape de casa noastră, pentru că n-am mers foarte mult, sincer să fiu. Ia să vedem. Pe aici n-avem mare lucru. Opa. Sunt ce lemn e asta? Ce interesant e! Cum se numește lemnul ăsta? Buștean de salcâm. Salcâm. Pe acolo în față ce? Să mergem și acolo, dar vreau să iau niște lemn din ăsta, că mi se pare foarte interesant. Da, mă, cred că o să vin să-mi fac o căsuță aici. Opa, și să apropie noaptea. Dar v-am spus, nu o să mai dorm. Nu o să mai dorm, o să explorez în continuu, chiar dacă vin zombaleci. Hai să vedem ce e aici. Am văzut niște animale sau nu știu ce este astea. Ia să vedem. A, scăluți, mă. Încăluți. Aloha. Bun, hai să ne continuăm explorarea. Dar v-am spus, dacă aș găsi un sătuc, m-aș pune lângă. Lângă ei. Opa, ia uite-i. Bă, sincer să fiu,
zumbalăi aia mici. Aia mi se par cei mai, cei mai aiuriți. Cei mai răi. Deci un creeper în față. A explodat, nu vreau să explodeze, dar lasă-l așa. Acum dacă a explodat, aia e. Bruscuțele țestoase. Explorăm zone. Scheletoni. Mamă, ăștia nu. Mamă, câți creeperi. Bă, leu, ce e aici? Și zombie și de toate. Și păianjen și... Lăsați-mă. Deci ce se ține păianjen după mine? Îl aud. Scheletoni. Fugi, 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 intră în apă. Gata, am scăpat. Bă, ăștia vin și în apă după mine? A? Ce n-ai visat de? Bă, zumbalei intră și, și în apă? Mamă, ce-i în față. Da, să credeți voi că vin la voi. Bă, ăștia intră după mine. Dar măcar nu-mi iau damage, știi? Ia uite-l, băi, aici. Lasă-mă în pace. Mamă, ce m-am speriat. Poate în fuga asta a mea de zombalei o să găsesc și un sat sau ceva interesant. Uci, Hosenka! Uite lupul! Din câte știu, aia poți să-i, să te împrietenești cu ei, nu? Dacă le dai carne sau ceva de genul, bănuiesc. Uite creeper-ul acolo și cu păianjen, nu? Sau doar mi s-a părut? Ai! Vedem. Până acum, sincer să fiu, zona aia mi-a plăcut cel mai mult. Care am văzut-o acolo pe... Mamă, scheletonul. Este nasol că trage cu arcul după mine, știi? De-aia e nașpa. Altceva nu. Nu să-mi fie plictisitor pentru voi. Ia uite acolo ce e oare. Hai să mergem. Să mergem să vedem. Am găsit ceva nou. E și bambus. Pare a fi o ruină de ăsta de zi. De portal. Sau dacă nu o ruină, nu știu. Mă, ăsta ce e? E zombie de noată prin apă, fugi! Da, mă, vezi, e o ruină de portal. Aha. E obsidian, nu? Ia să vedem. Mai luăm și noi aici niște obsidian. Vezi, mă, dacă exploram, nu trebuia să mă chinui să-l fac. Nu o spune că s-a dus jos. Atunci facem altceva. Uite cât obsidian am făcut aici, oameni buni. Acolo e lavă. Hai să iau iară apa. Uci! A, ălea mă... Mă fac?
Hai să iau și obsidianul ăsta, că tot l-am făcut aici. Că nu se știe niciodată când ne trebuie. Deși văd că se sparge foarte greu. Și asta nu pot să sparg la vaia? Bă, dar nu e bine ce am făcut. Nu e bine ce am făcut, că s-ar putea să rămân pe aici. Așa, mai bine așa, hai. Nu că să rămân, ci să spar vreun bloc din asta, să mă trezesc cu lavă peste mine. Bun. Nu l-am spart pe tot, o să-l mai las pentru că m-am plictisit. Ia uite ce avem noi aici. Perfect, înseamnă că n-am fost mult pe aici. Bun, după cum vedeți a venit și dimineața, a trecut și ziua. Hai să ne continuăm explorarea. Am găsit ceva lucruri bune. Cel mai important, obsidian. Când m-am decis și eu să fac obsidian, am și găsit după aia pe hartă. Explorăm pe aici, pe sub apă. Înțeles că sunt și niște comori. Mergem așa spre direcția unde răsare soarele. Să vedem unde ajungem și cum ajungem. Uițele. N-am pun să trec pe acolo. Deocamdată n-am găsit nimic nou. Sunt niște flori din astea, poate. Poate. Deci avem. Da. Nimic nou până acum. Deci peștișori. Poate merg eu prea mult la gen la periferie să mă bag mai în adâncul pădurii. Cum ar veni? Posibil și asta, nu? Partea aia parcă am văzut ceva iarăși interesant, ia să vedem. Mă rog, interesant. O altfel de pădure. Sau nu? Să mă urc așa mai sus. Uite un sat. L-am văzut. Hai să mergem după sătuc. Tarzan în junglă. Bine, asta nu e junglă, dar înțelegeți voi. M-am dus. Da, am văzut satul în partea aia. Ce-i drept, uite și aici apare o insulă. Să zic așa, deși nu e insulă, dar înțelegeți voi. Suntem partea aia acolo, m-aș pune. Și dacă e și satul aici, suntem aproape și de Săteni. Da, ar fi interesant, știi? Uite aici, undeva. Ia să merg să mă uit puțin pe aici. Și teren destul de întins, exact cum vreau eu, ca să putem să construim. Asta seamănă cu... uite satul, e damă. Cred că o să ne mutăm aici, oameni buni, sincer. Și vedem prin împrejurim ce mai facem. Și ne începem să ne facem și noi aici, frumos, să tocul nostru, să zic așa. Bun, hai să merg să vizitez și eu pe ăștia puțin. Să vedem ce și cum. Și dacă tot ne mutăm aici, o să...
construiesc și noua casă. Direct. Da, mă, uite aici, frumos. Eu o să fiu vecinul lor aici, în partea asta. Că nu vreau să intru nici la ei așa. Uite ce castel mișto au aici. Fii atent. Uite ce ăsta mișto. Ia, țicuța. Te aud. Bă, cât de interesant e. Interesant castelul. Ia ce sunt. Ce e asta? What the? Ce face aici? Alambic? Uite, carnea putrezită am aruncat-o, cu îi dădeam și îmi dădea din ăsta. Și sus, mai e ceva oare? Aici ceva? Nimic. A, și aici urci... Aha, am înțeles. Dă-te, mă, lasă-mă să ies. Da, mă, gata. O să devin vecinii lor. De, vecinul lor, de fapt. Bă, ce căsuțe șmechi erau băieți aici. Să pun de intrare. Poți să fur și ceva de la tine? N-are decât un din ăsta și mare sus ceva. What? Hai să închid ușa la băiat. Uite ăsta iar are mișto făcut aici. Au, deci ce interesant e. Opa, ce avem aici? N-avem nimic. De aici? Nu poți să fac nimic? Nu știu ce pot să fac cu sătenii ăștia, că am înțeles că pot să fac ceva cu ei, dar... Apar nu am. Ce pot să fac? Pe aici am fost, în ăsta am fost. Bă, ce idee mișto! A, păi asta o să-mi fac și eu. Ăsta-l iau eu. Să-l pun la mine. Bă, mișto ideea asta cu fântâna, o să fac și eu. Te vezi, mai îmi dau băieți și idei. Vreau și composter aici. Interesant. Acum mai nu știu dacă avem și noi o peșteră pe aici prin împrejurim, dar nu-i problemă. Bun, hai să vedem în ce direcție am zis, că nu mai știu, sincer. În partea asta, am zis că îmi fac eu baza. O găină aici, ce au băieții. Nu mai știu din ce direcție am venit, sincer. Opa, uite ce au aici băieții. În ce direcție am venit, mă, că nu mai știu. Aha, din partea aia, gata, am găsit. Pentru că vreau să-mi pun și o zi. Oare reușesc eu? Nu! Hai că am reușit, dacă e. Asta vreau să fac, să sar în apă. Uite cărbunele. Așa, mă, și aici să fie noua zona noastră. Lângă băieți. Avem și lemn lângă. Avem și nisip. Și aici să ne facem noi... să ne facem casa. Bun, hai să mă uit și eu la coordonate. Așa, să dau mai pe, așa, mai pe verde. Și rămâne să... Rămâne să vin eu. Să mut casa. Așa, mă, tată, că aici îmi place, știi, ăsta. Îmi place zona și plus că am și băieții acolo aproape, uite. Vezi? Și aici am loc să mă extind și în partea asta. Au. Partea asta am... Uite un urât. Hai să
Hai să-l dovedim. Ah! Ah! Ce zblând. Nu mai am unde să iau oasele. Da, mă, aici am să fac, o să-mi fac eu. Și o să-mi creez eu și o peșteră frumos. Să avem. Da, mă, da. Da. Ne-am găsit noua zonă, avem și băieții acolo lângă. Opa, un zomalou. Hai, bubiță, vino aici. Ah, ce mi-a dat-o, m-am dus prea aproape de el. Mamă, ce-a tunat acolo în spate. Gata, l-am liniștit și pe ăsta. Bun, păi acum aș putea să mă sinucid. Să mă întorc către bază. Mor și tu. Și o să mă las omorât de asta ca să mă duc, să mă duc în bază. Bun, mă, și m-a dat acasă. Mamă, ce-i afară, hai să dormim. Erau și creeperi, erau și din aia micuți. Ia uite-l. Ia uite creeperii. Sunt doi acolo. Bun, asta cred că o să o las așa, nu cred că o să o stric. Și acolo o să ne începem noi o altă activitate. Doar că, nu știu, aș lua niște materiale. Dar ce să iau mai întâi? Și se iau mai întâi. Aud un creeper acolo în spate. A, s-a dus. S-a respawnat. Da, mă, și o să începem acolo o altă recoltă de cartofi. Aude creeperul. Nu bubuie. Ăștia sunt cei mai periculoși. Bun, băi, e cam atât pentru episodul de azi. E bine că am descoperit zona aia acolo. V-aș ruga să-mi lăsați în comentarii ce părere aveți. Dacă este o zonă cât de cât ok, dacă vă place. Mie îmi place, sincer să fiu. Suntem și aproape de săteni, deși deocamdată nu știu ce putem să facem cu sătenii. Dar vedem. Mi se pare că putem să facem trade-uri, mai multe chestii. O să-mi iau niște resurse la mine și o să mă mut în partea cealaltă, să începem acolo să ne construim ferma, căsuța și toate cele. Voi construi căsuța nouă. Cam atât pentru episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, butonașul de subscribe, să distribuiți acest video și prietenilor voștri, să lăsați un comentariu. Eu am fost Sosinca Games și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!